Dacă n-ați gătit cu avocado, haideți să gătim împreună. Facem o salată cu somon afumat, cu lămâie și puțin mărar. Foarte simplu. Curățim avocado. Are o culoare plăcută, este foarte moale. Deci întotdeauna când cumpărați, când mergeți la cumpărături, avocado trebuie să fie moale, să fie ușor tartinabil. El este gras, practic, dacă ar fi tare și n-ar fi copt, n-ar putea fi pus în blender, de exemplu, ca să putem să facem un mus sau o cremă de avocado. Deci el trebuie să fie untos. Așa cum este cel care l-am eu acum în... Se desface foarte ușor după sâmbure. Ce este foarte important, întotdeauna când faceți și pregătiți din avocado ceva, să păstrați sâmburele. El are rolul de a împiedica avocado să se oxideze. Eu deja l-am pus în un vas. O să pun puțină lămâie. Tai avocado foarte, foarte, foarte subțire. El are tendința să se înnegrească foarte repede. De aceea o să-l pun în zeamă de lămâie. Deja am stors jumătate din lămâie. Amestec ușor, las sâmburele acolo, după cum vedeți. Tai și pe celălalt. Ia să folosesc eu cuțitul de ceramică. M-am trezit mai târziu, dar m-am trezit. Cuțitul de ceramică care, de asemenea, nu oxidează fructele. Legumele. Știți cine este cel mai mare producător de avocado? Dacă știți e bine, dacă nu vă spun eu, Chile, da? Acolo se fac două sau trei tipuri de avocado și sunt cei mai mari producători. Amestecăm ușor. Mai punem puțin lămâie, pentru că oricum ne trebuie lămâie și pentru somon. Tăiem și somonul mărunt. Practic este un tartar de somon cu avocado. Tăiem mărar. Somonul este afumat. Nu trebuie să punem sare. Oricum nu punem sare pentru că le dăm copiilor. Scoatem sâmburele acum. Adăugăm un pic de ulei de măsline. Parfum de ulei, practic. Omogenizăm. Și eu am pregătit peluțe subțiri de pâine. Puteți să folosiți pâine tost sau puteți face un rostit de cartofi, numai că durează mai mult. Cel mai bine să folosiți pâinea aceasta sau pâinea cu cereale, că e foarte, foarte bună. S-a făcut liniște, toată lumea abia așteaptă să guste.
O fi adevărat? Vedem noi acum. Să folosesc o linguriță pentru pâinica aceasta mai micuță. Are o culoare extrem de plăcută, pentru că culoarea somonului se potrivește foarte bine cu această culoare verde, uneori chiar intens, și cu mărarul. Trebuie să și gust, să vedem. Delicioasă! Vă doresc poftă bună și vă aștept data viitoare! Gustați!